Luni seara, conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a fost anunțată despre faptul că o angajată de la Serviciul de Resurse Umane, Juridic și Contencios a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Angajata a fost ultima dată la serviciu pe 2 iulie. S-a simțit rău în ultimile zile, de aceea a fost testată. În seara zilei de 6 iulie 2020 am fost informat de laboratorul de analize real-time PCR că un test al unei angajate din cadrul Serviciului Resurse Umane a fost pozitiv. Azi noapte am dezinfectat spațiile personalului test la toate birourile virtuale, profitând de acest moment, am dezinfectat toate spațiile. Astăzi dimineața am testat toți angajații din Serviciului Resurse Umane și financiar, contabilitate și aprovizionare. Din fericire, persoana respectivă nu mai venise la serviciu în ziua de joi, dacă nu mă înșel, 2 iulie. Da. Iar în birou în care dânsa funcționau, mai erau doar două colegi de birou, care în moment de față sunt considerați contact direct și sunt în izolare la domiciliu. Conducerea spitalului susține că infectarea angajatei s-a produs în afara spitalului, întrucât este singura care prezintă simptome. Probabil infectarea s-a produs în persoane în afara spitalului, pentru că este singura persoană cu simptomatologie din cadrul personalului TESA de la TGV. Momentan, nu se știe de unde s-a infectat angajata TESA a spitalului, ancheta epidemiologică fiind în desfășurare.